Agricultorii anunță că vor relua protestele cu tehnica agricolă în piața Marii Adunări Naționale, asta după ce autoritățile nu au înaintat nicio soluție concretă în vederea rezolvării problemelor acestora. Protestatarii au avut o întâlnire cu secretarul de stat Mihail Machedon la Ministerul Agriculturii, care le-a spus că în acest moment bani nu sunt. Alte surse financiare, cu părere de rău, la momentul de față nu sunt identificate și să spunem că sunt alte surse nu mă pot expune și nu pot spune eu. Și iarăși, deja nu depinde de noi, depinde de surse financiare. Ideile care au fost de dumneavoastră, noi le-am auzit. Agricultorii declară că vor organiza un nou meeting de protest în fața guvernului, la care sunt invitați fermierii din toate raioanele. Da, noi știm că acum este sfârșit de an, bani nu sunteți. Noi nu am zis că vrem bani acum. Noi am zis să fie introdus în bugetul pentru anul viitor banii ăștia. Strict. Că s-or găsi undeva, or să găsească. Noi azi alocăm bani acolo, în ministerii, unde nu este ministerul de profit, ce aduce și profit. Sunt numai consumatori. Poliție, 250 milioane, dincolo, milioane, este străni, mașini, birouri. Asta sunt reforme. Dacă noi nu introducem azi, nu ne punem spate să salvăm sectorul ăsta agrar, care va fi viitorul nostru? Sute de producători au ajuns la data de 9 decembrie cu tehnica agricolă în centrul capitalei. Ei și-au exprimat nemulțumirea împotriva politicii bugetar-fiscale pentru anul 2021 și au cerut compensații la cea de-a doua grupă de cereale. Agricultorii au primit autorizație pentru organizarea mitingului până pe 31 decembrie. Ei spun că vor protesta până vor fi auziți.